Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit în actualitatea românească, tragedie după tragedie în spitalele din România. Adevărul care nu poate fi ascuns totuși oamenilor este că rând pe rând situația se agravează în sistemul sanitar românesc. Medici, tot mai mulți din România sunt infectați, pacienții uneori au coronavirusul nou, coronavirus din spitale. O să auziți în această seară, doamnelor și domnilor, mărturii crâncene. Oamenilor le este mai nou frică să vorbească, dar în același timp se luptă cu disperare pentru viața lor, a copiilor lor și a apropiaților lor. Am ținut astăzi legătura cu câțiva oameni. Este ceva incredibil ce se întâmplă în spitalele României. Vreau să le spun bună seara domnului Cristian Terheș de la Partidul Social Democrat prin transmisie Skype. Bună seara și domnului Sorin Moldovan de la Partidul Național Liberal, la fel. Bună. Și vreau să-i spun, sunt politicieni, sunt și ei oameni, toți suntem oameni, dar vreau în primul rând să ascultăm în direct, doamnelor și domnilor, în această seară, mărturia unei doamne care este internată într-un spital din România cu copilul său mic și îi spun din motive care țin de confidențialitate și de lucruri pe care sper să le înțelegeți. Vreau să-i spun bună seara acestei doamne. Bună seara! Doamnă, sunteți internată la Iași? Da, ne pregătim acolo. Cu băiatul la Iași? Doamna, aș vrea să închideți sonorul la televizor. Da, acum mă pregătesc. Sunteți în direct? Sunteți în direct, doamnă? Da, da. Aș vrea să închideți sonorul la televizor și să ne spuneți care este situația dumneavoastră acum. Alo? Da. Doar asta vreau să transmit, că eu mă pregătesc cu băiețelul că merg la Iași. Vreau să transmit la mame, să mă iasă cu băieței din casă, chiar dacă au un simptom duros în gât, să aibă grijă, să comunice cu medicii din... În telefon, băiatul meu a luat corona, COVID-ul ăsta 19 din spital de la municipiul Suceava. Noi acum ne pregătim, ne s-a dat acum adresa, când vom merge la Iași. Care este starea copilului dumneavoastră? Dumneavoastră mi-a spus astăzi că bănuiți că a fost luat din spital. Da, a fost luat, da, din spital a luat. Noi acum mergem la Iași. Medicii nu-s divină, este divină sistemul și oamenii care vin din afara țării, care nu spun la medici că de unde sunt veniți. Ei au îmbolnăvit medicii nu îmbolnăvit cu noi. Câți medici sunt îmbolnăviți acolo? Suspectați că au coronavirus sau chiar confirmați pozitiv? Mă auziți? Mă iertați, acum pe mine trebuie să închid că trebuie să vorbesc cu asistentele. Bine, revenim cu telefonul la dumneavoastră. Înțeleg că vă transferă în această seară la Iași. Doamna este în situație foarte complicată. Copilul dânsei de 5 luni a fost diagnosticat cu coronavirus în această după-amiază. M-a sunat, era... Înțelegeți cum era. O mamă care aștepta de miercuri, astăzi este vineri, testul vieții al coronavirusului în acest sistem din România, în care oamenilor nu li se transmit informațiile în timp util, nu știa ce să facă, a apelat la presă pentru că este ultima, da, redută să spună lucrurile care se întâmplă acolo. Pur și simplu mi-au povestit, o să revenim cu această intervenție, ați văzut, au venit asistentele. Este
foarte complicat. Adică, ca să înțelegeți, este foarte complicat. Chris Terheș, domnul Moldovan, ați auzit, nu cred că ați vrea să fiți în situația acestor oameni. E vorba de funcționarea sistemului sanitar românesc, este vorba de că România începe să se întâmple cum se întâmplă și în alte state, pică sistemul sanitar. Adică pică rând pe rând medici, cei care ar trebui să fie în prima linie. Prima linie nici nu a început jihadul, ca să spun așa, și începe să pice. Corect. Însă e mai mult decât vorba despre sistemul sanitar. E vorba despre întreaga țară. Pentru că vedeți că această criză a afectat nu numai sistemul sanitar, a afectat economia, afectează familia, afectează modul nostru de viață de zi cu zi. Vedem după 70 de ani de la război mașini de ale armatei cu militari. Bine, asta e în toate țările, adică nu aș... Da. Când vorbim despre modul cum a afectat acest virus, această epidemie și ulterior această pandemie în România, este important să privim în trecut, să vedem, cel puțin acum, în 15 la ceas, să învățăm din propriile greșeli și să știm ce avem de făcut pe viitor. Doamna aceasta care a intervenit în emisiunea dumneavoastră a spus că doctorii din zona respectivă au fost infectați de către români care au venit din diaspora și n-au spus de unde au venit. Doctorii respectivi au mers în spital și au infectat pe cei din spital. Dacă vă duceți aminte, în urmă cu 3-4 săptămâni, am fost câteva logici care a spus soluția de îndată pe care guvernul Orban e obligat să o implementeze este blocarea granițelor. Asta nu înseamnă că nimeni din afară să nu mai vină în România, ci a închis granițele și după ce... Da, eu aș vrea să fim realiști. Situația a degenerat, adică e în altă paradigmă acum. Da. Oamenii sunt în țară, adică asta este. Nu mai poți să faci nimic. Problema e cum ții sistemul sanitar în picioare, cum ții medici în picioare. În primul rând ai nevoie să verifici absolut fiecare medic și asistent medical care vine la serviciu în fiecare zi. Pentru că, aduceți-vă aminte, iarăși e important să te uiți în trecut. Se uitau și spuneau, verificând numai cei care vin din zona roșie. Păi tot toată Europa a fost zona roșie. Doar că au fost, că anumite țări erau cu 2 săptămâni, cu 1 săptămână în spatele Italiei. Asta nu înseamnă că nu aveau probleme în Germania sau în alte părți. Și vedem asta, sau în Spania. Prin urmare, pentru a proteja acești medici, câți mai sunt și nu sunt infectați, e important ca în fiecare zi medicii care lucrează și ies din tură să fie verificați pentru a nu avea acest virus. Este important să separ pacienții. Am auzit astăzi o serie de reprezentanți, de medici, de asistenți care spuneau sau ridicau problema infecțiilor nosocomiale și ce se va întâmpla cu pacienții care vor fi internați la terapie intensivă și cum să știe, multe dintre spitale sunt vechi și pereții toți sunt închipați de diverse viruri care sunt chiar mai grav decât. Da, e o complicație și cu infecțiile. Toate aceste lucruri n-au fost luate în vedere de către actualul guvern și suntem în momentul de față, nici nu mai suntem într-o situație de avarie. E pur și simplu, vine să urc. Pentru că îmi dau seama câte vieți ar putea să fie salvate și, cum să vă spun, vom pierde semeni de ai noștri, din păcate, datorită prostiei, nu știu, indiferenței, incompetenței, unor care după aia poate o să spui că... Eu am întrebat-o pe doamna astăzi, poate confirmă, mă rog, acum, Ana, trebuie să înțelegi, omul dânsa s-a dus cu copilul, avea rujeolă și au mutat-o din cameră în cameră. Deci o bulibășeală totală, medici, unii sunt infectați, alții nu sunt, până la urmă a ajuns toți. Deci este ceva, este haos. Și vreau să-i spun bună seara domnului Avram. Tiberiu Avram, monitorul de Suceava, ați discutat dumneavoastră zilele astea, am văzut monitorul de Suceava, dar cele mai bune mărturii ale oamenilor aflați acolo într-o situație crâncenă și aș vrea să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră firul lucrurilor, că astăzi am auzit că ei retestează pe unii medici, adică este ceva de
inimaginat. Vă rog. Da, bună seara, în primul rând. Acum, de unde să încep? De la început, da. Da, e puțin mai lung, dar încerc să fiu cât mai scurt. În primul rând, ceea ce este clar că virusul a fost adus în spital de către cineva. S-a încercat săptămâna trecută să fie identificat o anumită pacientă ca fiind cea care a adus virusul. Era vorba de o pacientă care între timp, Dumnezeu să o odihnească, a decedat. S-a întors din Dubai pe 1 martie. Pe 9 martie a fost internată la spital, la spitalul de San Suceava, a povestit istoricul de călătorie, a fost testată, testul a ieșit negativ. Săptămâna trecută, la intențiile de familie, deoarece starea de sănătate se agrava, a fost din nou testată, testul a ieșit pozitiv. Ea, în momentul sosirii în București, a avut contact, era pe 1 martie, atunci și copiii mergeau la școală, nu am nicio problemă. Deci când s-a dus în București, a avut contact cu trei familii de pensionari peste 70 de ani, nici unul dintre acei oameni nu are nimic. În 3-5 martie a dat salariile la pensiunea pe care o conducea aproape 60 de oameni. Nici unul nu avea nimic. Deci era clar că a luat virusul din spital. Pentru că de pe 9 martie până săptămâna trecută a stat intubat. Acela a fost momentul în care s-a produs, dacă pot spune așa, oarece panică la spitalul de Cean Suceava, pentru că s-a realizat faptul că virusul a fost adus de cineva în spital. Nu se știe de cine. Este foarte posibil chiar din cadrul medical, care poate a activat în această perioadă, sau mă rog, până săptămâna trecută, la una dintre clinicile din localitățile limitrofe ale municipiului Suceava. Asta e altă problemă. Astăzi am descoperit-o cu dumneavoastră vorbind la telefon. Unii medici lucrează și în privat și la stat. Consultă pacienți cu sau fără protecție, habar n-am, și la stat și la privat. Asta a fost problema. Nu știu, am înțeles că nu le putea să le interzică. Deci în această perioadă, da. Mă rog. Bun, din ce știți dumneavoastră, ca să scurtăm, oamenii aveau o protecție la Suceava, acolo, în măști, mănuși? Nu, cred că singurul lucru care l-aș retoșa spitalului de Cean Suceava sau conducere, e faptul că nu a comunicat direct și deschis. Adică să spună clar, nu avem suficiente materiale de protecție, mănuși, măști și halate ce mai trebuie, și așa mai departe. Pentru că atunci poate alta ar fost reacția și a oamenilor, și a pacienților sau ipotecilor pacienți, dar s-a spus mereu, avem. Știți cum? Spitalul de Cean Suceava este... nu, se pare că nu aveau și au recunoscut după aceea și cazurile medicale în declarații de care ne-au dat în aceste zile, care le-au dat diarului, că nu aveau. Că păi și de ce au spus? Ca să iasă șeful bine, vă spun eu, ca să dea bine la centru, să zică și acolo... Probabil. Păi asta, despre asta e vorba, despre șeful, da. Tartorul spitalului, județului, ca și povestea cu domnul Flutur. Până acum câteva săptămâni, tot ce vine se mândreau cu spitalul de Cean Suceava. Spitalul de Cean Suceava este unul de top la nivel național, din punct de vedere al dotărilor. Acum s-a fost afirmat într-un spital COVID, mă rog. Tot să consideră o greșeală, pentru că e păcat ca aparatură performantă să fie imobilizată în condițiile actuale, spitalul devenind spital COVID. Dar, bun, acum și cei care se lăudau acum câteva săptămâni cu spitalul, îl critică acum în jurul acum. Dar vă întreb, știți cum ar fi stat lucrurile dacă ar fi fost identificat pacientul zero care a fost la Suceava? Păi n-a fost identificat, e aceeași problemă. Sistemul sanitar românesc se face aceeași greșeală. Nu se identifică pacientul zero. Este fundamental să identifici pacientul zero. Asta o spun ne toată lumea de pe glob. O să vă arătăm în această seară situația Italiei. Lucruri, o să vedeți lucruri din spital. Și nu se face testare. Ați difuzat astăzi o altă mărturie a unei doamne care avea tatăl și a murit, da? Înțeleg, dar nu știe dacă a murit de coronavirus sau nu a murit de coronavirus. Da.
Mai sunt, vreau să vă spun că este un medic la spital care a cerut în aceste zile să fie analizate toate cazurile care, toate decesele din cauza neumoriilor care au avut loc în, s-au înregistrat în ultimele săptămâni la Suceava. Chiar acum sunt colegii mei această știre. Tocmai pentru că există anumite dubii referitoare la cauzele decesului. Câte sunt în total în ultima, unii în ultimele două săptămâni? Știți, aveți? În ultimele două săptămâni, câte cazuri de decese pe fond de pneumonie sunt la Spitalul Județean Suceava? Sincer, nu știu, asta cer să mă documentez imediat. La ora actuală, ce vreau să vă spun, la Spitalul Județean Suceava sunt peste 90 de medici confirmați. 92. Din câți? Din 240 față. Bun, aceștia sunt confirmați. La ora actuală în spital mai lucrează, ieri, cel puțin când am zis o știre, 50 de medici. Sunt alți medici care sunt izolați la domiciliu. Pentru că sunt suspecți, medici care stau izolați în așteptarea testelor, au fost aduși medici de la Iași, și la UC și la DSP. Înțeleg că sunt probleme și la SMURT? Nu? Și la SMURT există bănuiala că ar fi, că ar fi cineva, că ar fi niște persoane infectate, cei de la SMURT au negat, da, sper să, să fie așa. Ideea este că este toată dramatică la Suceava, cum spuneam acum, ne confruntăm cu o lipsă de personal medical. Asta este cea mare problemă. Doamna care a intrat în legătură la începutul emisiunii și care nu a putut să vorbească, din fericire pentru dumneavoastră, am înțeles că va fi transferat acum la Iași, ne povestea ieri că nu există medici pediatri să o consulte, să-i consulte copilul, pentru că toți sunt infectați. Exact. Și dânsa e venită, a ajuns la Suceava de la Rădăuți, din câte am înțeles. Așa mi-a spus. Da, ea de-abia născuse copilul, s-a mers acasă, s-a simțit rău, s-a întors la Spitalul Județean Suceava, sau mă rog, la vine Spitalul Județean Suceava, unde a fost internat în salon și ei cred că nu putea fi consultată, pentru că medicii pediatri sunt infectați și stau izolați. Ana Maria Taciuc spune pentru ziarul dumneavoastră, luni 16 martie, tatăl meu a ieșit pe picioarele lui din spital și a plecat acasă. După două zile s-a simțit bine, însă miercuri seara starea lui de sănătate a început să se degradeze, până când vineri am văzut că nu mai avem cu cine să mai vorbim și a realizat că este o problemă gravă. Un echipaj al ambulanței cu medic l-a preluat de acasă, i-a pus imediat o perfuzie și l-au dus la spital, unde a fost internat la terapie intensivă. Deci, luat din spital, da? Readus în spital. În urma tratamentului și-a mai revenit un pic, după care a picat de tot, miercuri seara fiind înregistrat decesul. Noi ne așteptam să-l mute la Iași, cum a păruseră pe toate posturile, că oamenii se uită pe posturile TV. Iar doamna nu știe dacă tatăl ei a fost testat, tatăl ei a murit. Spune că e și o situație la morgă, s-au confirmat, sunt niște decese acolo. Deci aici este o altă problemă. Menționat, Adineaur, ați spus o întrebare, referitoare la retestări, să le spunem așa. Există peste 100 de probe care au fost, haideți să spunem, alterate. Probe făcute la medici, la asistente și care trebuie făcute din nou. Astăzi am înțeles, e adevărat? Deci îi retestează? Îi retestează, dar nu încă, pentru că nu există, nu au cu ce. Deci acolo a fost vorba tot din cauza lipsei de personal, s-a recoltat proba. Am înțeles că este o procedură, se scrie pe acele probe pe numele, se completează o fișă care se anexează, nu s-a putut completa fișa în același timp, nu dacă se numește fișă, nu se termen specific pentru acea, repet, fișă, să-i spun, nu s-a putut realiza fișa din cauza lipsei de personal, erau doar două persoane care făceau aceste operațiuni și ulterior s-au scos probele și încercând să atașeze această fișă fiecarei probe, s-au alterat probele pentru că trebuia să fie într-un anumit mediu și mai departe. Și peste 100 de persoane, între care foarte mulți medici, sau mă rog, cadre medicale, ca să vorbim în general,
așteptau rezultatele, au aflat astăzi cu surprindere că trebuie să fie retestați. Nu se știe când. Știți cum a ajuns domnul Flutur medic la Suceava, în spitalul din Suceava? Și soția șefului spitalului, care nu lucrează în spital, era trecut acolo? Acolo cu Gheorghe Flutur este că puțină exagerare, pentru că e vorba de efectiv de completarea cu, nu știu, spun, inconștiență, total neprofesionalism a acelor foi. Vreau să zic că acele foi apare o cunoscută doctoriță din Suceava ca fiind cameristă. O altă doctoriță cunoscută din Suceava asistentă, iar un director de la o instituție din Suceava apare ca fiind bancardier. Deci, sub poziția unui vestul locutor, este un medic, în dreptul care nu apare nimic. Deci medicii apar cameriste și politicienii apar medici. Apar medici. Deci este completat... Bun, putem, se poate invoca, să spune, lipsa de personal, care, până la urmă, nu putem trece chiar ușor cu vederea peste această situație. Pentru că, repet, gândiți-vă, de 200 ceva de medici, doar 50 ieri la acolo, veneau la serviciu. Mai veneau, da? Restul sunt acasă, bolnavi sau izolați. Asta nu se pare situația, pentru că aici, asta e o altă problemă. Lipsa comunicării. Ne confruntăm cu o acută lipsă de comunicare cu instituțiile statului. Foarte puține informații oficiale vin spre noi. Se întâmplă ca multe informații, să spunem, oficiale de la Suceava, să le aflăm via București, de la secretar de stat și așa mai departe, care este anunțat la televizor. Noi ne facem treaba în sensul că răspundem zecilor de apeluri pe zi, de oameni disperați. Da, nu, e foarte bine că oamenii să vorbească, până la urmă ei trec prin aceste clipe și medicii să vorbească în țara asta. Eu chiar aș vrea să ne scrie din toate spitalele unde sunt probleme, dar arată și haos, adică arată haos în organizare. Domnul Moldovan, aveți ceva de spus că spitalul ăsta era mândria, eu nu vreau să... vorbim politică, dar era mândria partidului dumneavoastră și șeful de spital vrea să-l puneți ministrul sănătății. Domnul Moldovan, bună seara. Da. Eu nu aș politiza murând acest subiect, dar totuși asta este realitatea și inclusiv antevorbitorul meu a spus acest lucru și cred că este din Suceava, din ce am înțeles. Spitalul din Suceava este un spital de top în ceea ce privește aparate și tot ce există. Oamenii sunt problema, nu aparate. Aparatele cred că sunt tot acolo. Oamenii și cum coordonează oamenii un spital. Adică avem medici testați, retestați, nu sunt teste, puși unii chemați, ați văzut că a apărut în presă, adică chemați chiar de șefii lor și aia cu COVID și aia fără COVID. Pacienții intră în spital, ies bolnav cu copiii, adică este haos. Asta spun, că este haos. Dacă înțelegeți. Și haosul ăsta este coordonat de oameni, nu e de aparate. Aparatele sunt acolo. De acord cu dumneavoastră, însă trebuie să vedem unde eram câteva zile și unde suntem acum. Legat de teste, la asta mă refer. Pentru că s-a vorbit înainte de teste. La începutul acestei crize se puteau face undeva în jur de 600 de teste pe zi. Astăzi se pot face undeva la în jur de 1700 de teste pe zi, iar începând cu luni, cu ziua de luni, o să se poată face undeva la 2000 de teste pe zi. Cât? Undeva la 2000. În jur de 2000 puțin, de teste. Domnule, deci este puțin. Este, înțelege ce înseamnă 2000 de teste, 700 de teste. Statele nu... Eu vă spun, poate mai citiți noastră presa internațională, statele care au reușit fac 200.000 de teste pe zi. Nu... Ca să terminim ideea. Dacă vreți să ieșim din povestea asta, vă rog. 350 de milioane de euro din fonduri europene vor fi folosite pentru alocarea costurilor de achiziții de test și de echipamente de protecție. Să nu uităm că nu este vorba strict doar de teste. Aici ai nevoie și de aparatul de testare, capacitatea de testare. De kit, adică se numește kit, da.
Nu kit, eu vorbesc de aparatele real-time PCR, care citesc testele, efectiv, unde se citesc testele. Dumneavoastră nu vreți să luați din China, că aveți o problemă cu China, din câte îmi văd abordarea guvernării, toată planeta ia de la China, asta este. Vă asumați cum ar veni. Da, vă rog, domnul Avram. Da, vreau să spun că, apropo de aparate, la Suceava este o mobilizare exemplară din partea zonei private. Și în zona privată, mă refer la oameni de afaceri, iar ieri, de exemplu, Arhiepiscopia Suceava a anunțat că a achiziționat un aparat pentru testarea coronavirusului, inclusiv o serie de kituri aferente și în cursul, în perioada zilelor următoare, va achiziționa și alte kituri. Câte teste s-au făcut, domnul Avram, în Suceava? Nu știu. Acum câteva zile mi se spunea că sunt, tot la începutul săptămânii, că sunt 1000 de teste. Oricum s-au făcut peste 1000 de teste, mult peste 1000 de teste. Dar o cifră exactă, bineînțeles, au cei de la DSP care, repet, se încăpățânează să ne spuneze aceste date care până la urmă sunt oficiale. Noi nu vrem numele unor persoane, Doamne ferește. Doamna de la DSP care nu știa că domnul Flutur este domnul Flutur, adică noi înțelegem multe. Ai o doctoriță, cea care completa, e o doctoriță venită din transfer de la Iași de 2 luni. Da. Deci nu e posibil și... da. Bine, aveți o populație în Suceava, mă refer doar la municipiu, da? Reședința de județ e 116.000 de locuitori. O densitate de 1771. Da, mă rog, județul are cam aproximativ 700.000 de locuitori. Exact. Și foarte mult, 1000 de teste la 700.000 de locuitori. Da. Foarte mulți cetățeni au venit sau întors din sănătate, din Italia foarte mulți. Și aici este un alt aspect, într-adevăr nu vreau să judec pe nimeni, oamenii aceia n-au plecat de bine din Italia. Da. Știu cazul multe în Suceava, oameni care au stat și au muncit în fabrică până când s-a închis fabrica sau, mă rog, unde aveai activitatea, nu mai aveau unde locui, pentru că locuiau în niște spații închiriate de respectiva societate și au ajuns în țară, au fost nevoiți să se întoarcă. Repet, nu s-au întors de bucuroși. Dar, ce pot să ne urmă? Păi da, dar dacă știa, șeful județului, domnul Flutur, care acum e în spital, da? Poate se uită la noi. Dacă știa șeful județului, baronul, jupânul, domne, ni s-au întors niște oameni din Italia. Haide să vedem ce contacte au avut. Haide să vedem traseul, te duci la ei acasă, te echipezi, faci trekking-ul lor, ca să nu-ți vină să-ți infecteze prima redută spitalele. Îmi pare rău, domnul Flutur a avut treabă să se treacă pe liste. Așa ceva este incalificabil, domnul Moldovan. Adică, pentru de la orice partid ar fi domnul Flutur. Așa ceva nu se face niciodată. Înțelegeți? Ca să clarificăm și cu această situație. Și cu soția șefului spitalului care lucra la bancă și e trecută pe listă. Păi acolo trebuie să fie medici, că nu salvați dumneavoastră politicienii oamenii. Îi salvează medicii. Dacă îți pică medicii, s-a terminat. Adică trebuie să înțelegeți. Lăsați soția, prietena, da? Familioanele, rudele, pilăraia, prietenul, partenerul meu de afaceri, lăsați. Înțelegeți? Trebuie să conștientizați, vă rog. Ok, deci în ceea ce privește cazul domnului Flutur, în primul rând că, să știți că domnul Flutur chiar a fost implicat în ceea ce privește toată acțiunea cu combatere și tocmai de aceea și contactat acest virus, nu a stat în birou sau nu a stat ascuns acasă. Asta unul la mână. Doi la mână, domnul Flutur a fost testat nu pentru că era președinte Consiliului Județean, ci pentru că a intrat în contact direct cu persoane bolnave de COVID. Faptul că pe un formular apare... Păi domnul Flutur trebuia să se protejeze. Dacă este politician responsabil, trebuia să-și ia echipament. Nu te duci la unul cu COVID sau care știi că s-a întors în Italia în... Da? O secundă, neprotejat. Adică își pormă
spuneți că s-a sacrificat pe altarul COVID-ului. Îmi pare rău, și Boris Johnson e premierul Marii Britanii. Îmi pare rău, domnul Flutur nu este erou. Domnul Flutur trebuia să fie conștient când face niște lucruri, trebuia să-și verifice județul, trebuia ca în județul dânsului să nu se întâmplă o asemenea tragedie. Că nu stă domnul Flutur cu mamele la telefon, stă presa cu mamele la telefon, care au copii în stare gravă. Cred că nu înțelegeți. A dat o precizare, dacă se poate. Da. Da. Deci eu am multe situații, nu vreau nici telefații operat domnului Flutur, dar vă dau un caz concret. Noi am avut un cetățean din Bosanci care nu are absolut nicio vină, s-a întors de la Bruxelles. Era infectat. Da, nu i s-a făcut test, nu i s-a cerut să stea în izolare, pentru că așa erau regulile impuse de Ministerul Sănătății la vremea respectivă. Exact, pentru că regulile au fost proaste, pentru că toată lumea... Regulile au fost proaste. Da, pentru că testarea asta timpurie are un rol de a vedea perimetru, de a vedea clusterele, așa cum se numesc ele peste tot în lume. Asta este ideea testării timpurii. Dacă s-ar fi impus, de exemplu, izolarea tuturor celor care vin din sănătate, ar fost altă situație. Acest domn din Bosan, și repet, nu are nicio vină, s-a prezentat la DSP, s-a spus că nu este că nu apare la condiții, du-te acasă. Și așa mai departe. Exact. Păi vedeți? A avut contact cu peste 100 de persoane. S-au îmbolnăvit o parte dintre ele. De-aia zic că au fost foarte mulți străini. Noi avem în Suceava. Cei din Italia au venit în ultimul val. Da, pentru că abordarea este greșită. Eu asta încerc să explic de 3 săptămâni. Abordarea este greșită. Da, spune-l, i-a trimis acasă, nu mai, mă, nu te, chiar dacă te simți rău, nu te încadrezi aici, la nu știu ce, tu te acasă. Omul se duce, mai vorbește cu alți 50 și apar încă 50. Pentru că e prost ce scrie pe foaie. Da. Corect, s-a intrat în contact cu cetățeni veniți, repet, din Belgia, din Franța. Și domnul Chițac a pățit la fel, a venit de la NATO, adică totuși. Și n-a deschis mail de la NATO care spunea, băi, avem o problemă. L-a deschis prea târziu. S-a intrat în contact cu acești cetățeni, foarte mulți. Cel din Bosanj, eu m-a spus cum cu 100, care l-ar lua cu alții și cu alții și mai departe. Și acesta a fost un alt mijloc de propagare extrem de rapid a virusului. Da, asta spun toate statele, de la China la Corea, la toate statele. Asta este vorba de testarea timpurie. Trebuie abordată testarea timpurie. Noi suntem foarte, foarte, foarte întârziați pe acest lucru. Nu veniți, domnul Moldovan, la mine cu 7.000 de teste sau 2.000 de teste, că este o glumă. Adică este o glumă dacă la o țară cu 16.000 de locuitori, 16 milioane, este o glumă. Îmi pare rău. Cred că nu înțelegeți despre ce se întâmplă pe planetă. 2.000 de teste pe zi sunt o glumă. La nivelul României. Spuneți-le, vă rog frumos, n-am nimic cu dumneavoastră, sunteți un om tânăr, feriți-vă, e bine că stați acasă, să stea lumea acasă, dar trebuie să conștientizați că oamenii au o problemă în țara asta, că sistemele sanitare, o să difuzăm acum în emisiune mărturia ale medicilor, este ceva cumplit, din ce în ce mai multe redute medicale pică și trebuie să înțelegeți omenește, dacă vreți să rezolvați situația. Dacă nu, nu să ne spuneți că aveți 2000 de teste, că sunt o glumă. Doamna Matei. Vă rog, că trebuie să luăm puțină publicitate. Vă rog. Domnul Moldovan. Da. Ați început să spuneți ceva. Da, eu înțeleg perfect. Să știți că și mama mea este medic și este chiar implicată în această situație. Dar eu ce vreau să spun, este foarte important, de aceea că uitați și la Suceava, cu tot spitalul acela foarte de top din România, dacă populația nu respectă... Populația nu respectă nicăieri, adică ca să înțelegi, nu poate să... Deci doar în China asta cu arma la ușă, adică... Este important. Suntem latini, cum suntem? Nu dați vina pe populație pentru ineficiența sistemului, că pe hârtia aia când s-a dus domnul ăla Dânit, care a fost la Bruxelles, de care ne-a zis domnul Avram, nu s-a dus, el s-a dus la DSP. Problema e ce scria pe foaie. Statul a scris pe foaie, n-a scris el.
Și omul a mai avut contact cu 50 de oameni. Îmi pare foarte rău. Înțelegeți? Da, totuși să suntem cu toți conștienți că această criză a acestui virus a luat toate țările pe nepregătite. Nu este vorba doar de România. Ar trebui să murim dacă a luat toate țările, să zicem bine, domnule, vină virusul, să vină virusul, să gata, nu mai facem nimic. Permiteți-mi, vă rog, să intervin. Asta nu e un argument. Eu știu ce se întâmplă. Da? În New York se construiește o morgă. Adică nu știu dacă înțeleg. Dumneavoastră n-aveți spitale de campanie. Sunteți în situația în care sunteți, cu creșterea pe care o aveți, vă monitorizează companii și ziare internaționale. Poate nu realizați. Dumneavoastră nu aveți în acest moment în București niciun spital de campanie. Și vă pică sistemul sanitar. Ceea ce este o prostie. Toate statele care fac containing, așa cum se numește, reținerea acestui virus pe întindere ca să nu se mai extindă, își creează structuri suplimentare. Primul e spitalul de campanie, dacă nu sunteți în stare să ridicați spitale speciale pentru COVID. Adică asta se întâmplă. Nu avem, adică nu... Și avem un oraș în care e un trafic de 4 milioane de locuitori. Cred că nu înțelegeți despre ce vorbim. Și nici n-a început în România. Te rog, Crister Heș, ca să luăm puțină publicitate. Sure. Cu Skype-ul ăsta nu-l auzim pe Crister Heș. Date. Mulțumesc, domnul Avram, și revenim. Informațiile pe plan internațional. Italia și Spania, o să avem o transmisie în direct din Spania de la un român. Agențiile internaționale spun că încă nu s-a văzut și o să vedeți și în imagini la noi în această seară maximum ce se va întâmpla în Spania și în Italia, ca să înțelegeți foarte bine. Astăzi Italia a avut aproape 1000 de morți. 1000 de morți în 24 de ore. Practic în aceste două state a picat sistemul sanitar. Asta trebuie să evite România. Este fundamental să evite România acest lucru. Că nu știu ce o să fac. Să strângă toți, să demită 10.000 de miniștri. Nu se poate. Adică este fundamental pentru că, uitați, sunt mărturii și vă spun o altă problemă cu care ne confruntăm noi, presa, oamenilor, pentru că suntem un stat din fostul bloc sovietic, că așa e la noi, e cu securitatea și cu frica, oamenii nu mai vorbesc. Vorbesc sub condiția anonimatului. Ați văzut. Pacienți, nu vreți să știți în ce stare a fost doamna astăzi, de care a încercat să intre în direct, mă rog, a intrat puțin, pentru presoan. Au vorbit medici sub condiția anonimatului din spitale din București. Ne aruncă într-un război fără materiale. Medic ATI, Spitalul Fundeni. Nu cred că au văzut toți colegii cum arată exact un combinezon sau viziere. Medic ATI, Spitalul de Urgență. Oamenii nu înțeleg, au impresia că sunt teorii conspiraționiste. Asta pentru că nici oamenii nu înțeleg. Spitalul Militar, care astăzi la Spitalul Militar, din câte știu... Spitalul Militar de Urgență Galați, din subordinea mea APN, a fost închis pentru dezinfecție. Sunt mărturii ale de la Spitalul Universitar, că oamenii se uită pe filmulețe pe YouTube ca să vadă cum să se protejeze, să se îmbrace, pentru că nu s-a făcut training, da? Apropo de domnul Cârstoiu, măși și mănuși reutilizabile, Spitalul Colentina. Este sub subordinea doamnei Firea. A venit DSP-ul să-i aprobă, dar proba s-a pierdut. Canta Cuzino, domnul, cine o mai fi pe acolo? La fel, sub primăria Capitalei. A ținut de norocul nostru că nu am fost infectați. Marius Nasta, medic de la... Toți vorbesc sub condiția anonimatului. Medicii și-au cumpărat ei măști sau cotiere de plastic sau vizieră și așa mai departe. Pantelimonul din București. Și așa mai departe. Crister Feș, vrei să spui ceva? Da, vreau să puntez câteva lucruri vis-a-vis de cele afirmate de reprezentantul PNL din platou.
o scuză pe care au avut din partea reprezentanților guvernului este faptul că lumea nu ascultă. Nu ascultă indicațiile. Asta și prostie, nu ascultă nicăieri. Asta, e o chestiune de credibilitate. Aduceți-vă aminte că în urmă cu 2-3 zile a ieșit președintele României, primul ministru și ministrul de interne, care fiecare a comunicat un mesaj diferit. Da, mă, lasă asta cu mesajele diferite, trebuie să iasă ei în oră, în oră, de minut, deci să iasă președintele, să iasă premierul, ei trebuie, că ei sunt comunicatori, ei s-au votați. Avem un public de față în război, cum spun mulți, o mulțime de soldați care se bate eroic, mă refer la personalul medical din spitale, și nu există un general. Dacă vă uitați în Constituție, legea ar trebui să fie președintele României cel care ia comanda în astfel de situații și el să dea ordine. În momentul de față, ordinele sau punctul de comandă, persoana care conduce aceste operații, noi le vedem un președinte care dă indicații la televizor, un premier care habar n-are și un ministru de interne, care e total depășit de situație. O altă afirmație care ne-a fost luat total nepregătiți. Total fals. China probabil a fost luată nepregătită. Pot să spună lucrul acesta. Această epidemie însă a fost constatată la finele lunii decembrie. Astăzi suntem la finele lunii martie. Guvernul actual va avea 2 luni de zile pline la dispoziție să-și pregătească resurse, să cumpere kit-ul, să facă exact cum a făcut nemții. Sunt articole în presă, cred că da, și dacă observ, Chris Tereș, că știu că tu citești presa internațională, Merkel face exact ce face Corea în acest moment. Testare exact. Timpurie, testează pe toată lumea, nu 2000. Asta e o glumă, adică trebuie să înțelegem la PNL că e o glumă. Și reduce numărul deceselor, pentru că Merkel se pregătește. Trump urlă la General Motors, ai văzut și tu de acum câteva minute, urlă la General Motors pentru ventilatoare, adică Trump, președintele lumii liberă, urlă la o firmă pe Twitter, pe care are nu știu cât zeci de milioane de oameni. General Motors să facă în acest moment ce zic eu, să ne dea ventilatoare, să fabrice ventilatoare, adică așa se întâmplă, așa se fac lucrurile în state. Nu. Gândiți-vă că în sistemul medical românesc sunt 10.000 de persoane. Oamenii aceștia zilnic intră în contact cu astfel de pacienți, mulți dintre ei sunt infectați. Păi dacă România face astăzi 2.000 de teste la nivel național, deci oamenii aceștia care lucrează în sistemul medical nici nu au cuvinte de apreciere pentru ceea ce fac, dar ceea ce face guvernul este absolut criminal. Îi trimite pe oamenii ăștia să se bată în mâinile goale, pur și simplu, nici măcar nu sunt echipați și n-au instrumentele la dispoziție. Este, nu știu, să facă ce știu, să aducă teste și să testeze în primul rând personalul medical și persoanele care sunt în spital. Pentru că, uite, intră un om din ăsta în spital infectat și îți închide în spital întreg și ce faci? Da, o să vedeți ce se întâmplă, pentru că o să ajungem în situația așa. Și atenție! Ce dau presa, uitați, deci presa internațională, da, eu chiar citesc acum, Italia și Spania nu au ajuns la limita în care va ajunge, adică trebuie să înțelegeți. Domnul de la PNL, ultima intervenție, că vreau să mai prezint materiale și o să avem, că nu putem, e o complicație cu Skype-ul ăsta, 2 câte 2 e, da, vă rog. Aici vreau să punctez la lucru. Îmi pare foarte rău că colegul de la PSD alege să politizeze acest lucru. Dacă vrem să politizăm și să mergem... Nu mai vorbim de politizare, vă rog. Mă ascultați că eu... Este incredibil. Deci, despre ce politizare? Oamenii aceștia stau în prima linie în momentul de față și se întâmplă acest lucru. Deci, mă ascultați. Nu despre politizare. De incompetență și crimă. Asta sunt. Apar n-aveți ce vreau să spun. Măcar ascultați. Să știți eu că dacă vă certați pe Skype, nu o să reușiți. Adică nu se înțelege nimic. E vorba despre o parte aici. Să vii să spui să nu mai politizez. Păi a fost la putere. Ce-au făcut 3 luni de zile? Când toată lumea era... Bine, adevărul e că nimeni nu are ventilatoare și măștile astea nenorocite și asta e o realitate pe tot globul. Că de-aia urlă Trump la Motors acum și la Ford. Vă rog, domnul de la PNL, adică conștientizați lucrurile că 2000 de teste e o glumă și că domnul Orban și toată lumea trebuie să înțeleagă că testarea asta timpurie este pentru a opri extinderea. Nu degeaba, v-a spus și domnul Avram de la Suceava, se duce omul și e trimis acasă chiar dacă se simte rău, bă nene, că nu se poate. Imediat o să vedeți declarația primarului din Bergamo,
să vedeți greșelile pe care ei le spun. Vă rog. Ok. Vreau doar să subliniez un lucru. Inclusiv, să știți că nici în Statele Unite nu există suficiente. Chiar am citit astăzi în presă, se plângeau un medic, de exemplu, din Ohio, tot așa, protecția minimală. O secundă, lăsați-mă să termin. Da. În România, pentru că este o problemă și cu achiziția asta de, de materiale din acestea, măști, combinezoane și așa de parte. În România, de exemplu, urmează o producție de combinezoane și de izolete de către companii românești. Astfel încât să putem acoperi aceste în nevoie. În cât timp, domnul Moldovan? În cât timp? În acest sens, o secundă, o companie românească care produce 1000 de combinezoane zilnic și în care câteva zile Doamne, va produce sunt de acord. Vă spun că coronavirusul ăsta e de 5 luni, da? Deci nu spuneți mie că vă apucați acum de producție. În cât timp, că bun, vă apucați de producție națională, în cât timp, că oamenii sunt în spitale, infectați? 500.000 de măști zilnic. Plus ce o să mai cumpărăm până din exterior. Acum, puteați dumneavoastră să pregătiți aceste lucruri. Producătorii naționali, furnizorii naționali. Adică puteați să faceți lucrul ăsta. Eu vă spun că este vineri, 27, și majoritatea statelor lumii, inclusiv o să vedeți imagini din New York făcute aseară. Am arătat săptămâna trecută, Londra. Are o explozie, este exponențială la Londra. Va fi a doua... al doilea focar după Statele Unite, care aseară a devenit țara cu cel mai mare număr de infectați. Adică trebuie să înțelegeți că în acest moment, vineri, noi nu avem un spital de campanie, noi nu, metrourile nu ați făcut nimic, administrațiile astea mă doare în cod dacă de la PSD sau PNL. Metrou, vă spun, la mine în sector n-a trecut nimeni. Este administrație PSD. Este haos. Deci, cred că nu realizați. Nu realizați. Metroul la Londra s-a luat măsuri, metroul în Barcelona s-a luat măsuri și nu se face nimic. Înțelegeți, domnul Moldovan? Înțeleg. Eu vreau doar să spun că totuși România, față de alte state europene, a luat totuși măsuri. Uitați-vă față de celelalte state și le-am luat destul de din timp. Acum, că se puteau face unele chestiuni mai bine, total Doamne, de acord. Citiți presa internațională, puneți-vă la punct cu lucrurile, ca să înțelegeți că dacă mă comparați, vă spun, Rusia este cea mai bine pregătită. Rusia, Soviet, KGB, FSB, Rusia este în acest moment cel mai bine pregătită. Face containing. Germania face containing. Trump a luat, lucrurile au luat o rază în Statele Unite. Marea Britanie, în această după amiază, ați văzut, a fost confirmat premierul Marii Britanii. Da, să știți că în Statele Unite sunt imagini, din păcate, urâte. Da, sunt și alea false, da. Medicii plâng în Statele Unite, da. În New York. Statele Unite, da, în New York. Păi da, și asta înseamnă că Statele Unite nu sunt un exemplu în acest moment. Statele care au reușit sunt un exemplu. Învățați din ce au făcut ele. Asta vă spun. Care sunt alea? Citiți, domnul Moldovan, informați-vă care sunt măsurile. Sunt zeci de mii de măsuri pe care le iau. Una dintre ele pe care dumneavoastră nu înțeleg de ce o respingeți este testarea timpurie. Fără testare timpurie nu reușești. Fără containing nu reușești. Eu nu reușesc testarea timpurie. Eu sunt de acord că trebuie testat și trebuie testat cât mai mult. Eu doar v-am spus realitatea și cifrele care le am de la Ministerul Sănătății. Acelea, da, la Ministerul Sănătății să-și bage mințile în cap, ca să spun așa. Da. Să citească presa. Am înțeles. Citiți presa internațională, apar știri, uitați. Deci nu vreți să știți ce... buieți și ce pregătiri sunt, citiți ce face Franța în acest moment, ce face Germania și după aia vorbiți cu conducătorii acestor ministere și domenii și după aia, după ce luați măsurile similare, că alte măsuri nu există, le comunicați publicului. Vă mulțumesc mult, luăm acum puțină publicitate, o să vedeți după publicitatea așa. Bergamo, pentru că ce se întâmplă în România, în acest moment, înțeleg în această seară că s-a comunicat
mi-a spus colegul producător că la spitalul din Suceava medicii nu mai au voie să vorbească cu presa, asta ca să înțelegeți. Suntem din blocul sovietic, adică ăsta e stilul sovietic. Dom'le, să ascundem, să nu mai vorbească nimeni cu presa, să nu mai afle nimeni ordine și disciplină, militarie. Asta e cea mai mare prostie. Oamenii vor vorbi pentru că simt că trec prin tragedii și trebuie să spună adevărul. Este normal să spună adevărul. Pentru că altfel nu se va rezolva problema. Veți vedea Bergamo, da? Inclusiv primarul, care spune că nu s-a ajuns la maximum în Italia, veți vedea Spania. Da? Și mai avem lucruri, după publicitate.